Deși multă lume îl creditează pe Albert Einstein ca fiind creierul care a conceput prima bombă atomică, adevărul este cu totul altul. Cel care a avut inițiativa, a coordonat eforturile savanților implicați în proiect și a condus acest proiect, numit codat Manhattan, a fost fizicianul Julius Robert Oppenheimer. Anterior, Oppenheimer nu se remarcase în nicio întreprindere similară și, potrivit colegilor săi, n-ar fi fost în stare să administreze niciun chioșc de hamburgeri. Dar el era cu adevărat un geniu polivalent, de o inteligență sclipitoare și precoce. La 12 ani scrisese o lucrare despre o rocă descoperită de el și o trimisese societății de mineralogie din New York. Membrii acesteia l-au invitat să susțină o prelegere și au rămas uimiți să vadă că este doar un băiețandu. Oppenheimer nu-și menționase vârsta. Pe tot parcursul anilor de școală, a excelat la toate materiile, de la filosofie și engleză, la chimie și fizică, având, de asemenea, o apetență pentru deprinderea limbilor străine. Una dintre distracțiile sale favorite era să ceară prietenilor să îi pună întrebări în latină, la care el răspundea în greaca veche. Mai târziu, la maturitate, a învățat limba olandeză în doar 6 săptămâni, doar fiindcă urma să țină o prelegere academică la Universitatea din Amsterdam. Dar abilitățile sale sociale lăsau de dorit. Nu avea mulți prieteni, socializa greu, vorbea puțin în public și era strivit de o timiditate agasantă. La izolarea sa au contribuit și părinții, extrem de bogați, care, dată fiind fragilitatea sănătății sale, l-au crescut într-un turn de fildeș. Așa se explică și faptul că s-a îmbolnăvit de varicela abia la maturitate, când lucra deja la fabricarea bombei atomice. La momentul testării primei bombe, în 1945, Oppenheimer era un schelet ambulant, cântărind doar 62 de kg la o înălțime de 185 de centimetri. Succesul testului Trinity, în iulie 1945, l-a șocat, în primul rând, chiar pe Oppenheimer, omul care făcuse acest lucru posibil, adunând la un loc, la Los Alamos, cele mai strălucite minți din domeniul fizicii nucleare. Se știe că, văzând strălucirea ciupercii atomice, savantul ar fi spus cu tristețe, citând un text din scripturile hinduse: acum am devenit moartea, distrugătoarea lumilor. El a încercat zadarnic, alături de alți cercetători, să determine guvernul american să lanseze bomba într-o regiune nelocuită din Japonia, doar pentru a-i avertiza pe japonezi asupra armei colosale pe care aliații o aveau, dar guvernul și mai ales militarii SUA nici nu au vrut să audă. Regretele lui pentru lansările de la Hiroshima și Nagasaki au fost cu atât mai intense cu cât, după război, s-a descoperit că împăratul Japoniei cocheta deja cu ideea capitulării încă din iulie 1945. Se spune chiar că, în octombrie 1945, la o întâlnire cu Truman, Oppenheimer ar fi refuzat să dea mâna cu acesta, motivând: domnule președinte, am mâinile pătate de sânge. Președintele l-a expediat rapid, spunând: nu vreau să-l mai văd niciodată pe ticălosul ăsta. Tot mai deziluzionat, savantul a încercat zadarnic să stopeze cursa nucleară în care SUA se lansaseră, sabotând fățiș eforturile colegului său, Edward Teller, de fabricarea bombei cu hidrogen. Acest lucru, precum și mai vechile simpatii comuniste, l-au transformat pe eroul Americii într-un posibil trădător. Considerat un risc pentru securitatea națională și bănuit chiar că ar fi spion sovietic, Oppenheimer a fost anchetat, fiind acuzat chiar de Teller că ar acționa la ordinele directe ale Moscovei. În 1954, umilit și învins, marele savant a fost forțat să plece din serviciul guvernamental, dar a continuat să pledeze alături de mari savanți ca Albert Einstein și Bertrand Russell pentru dezarmarea nucleară. Retras la o casă de vacanță din insulele Virgine, Oppenheimer a murit în 1967 din cauza unui cancer în gât, el fiind toată viața un înrăit fumător.